M-am uitat un pic pe internet și am găsit niște comentarii interesante la partida dintre Iași cu Dinamo. Spunea cineva, dacă nu bate Dinamo nici pe Iași, pe cine să mai bată în Liga 1? Probabil avea dreptate. Acum, dacă nu bate Dinamo nici aici, nu prea are pe cine să bată. Și de Liga 2 eu zic că nu se pune problema că o să reziste în prima ligă până la urmă. Da, aici n paria, pentru că sunt mai multe meciuri. Îl văd așa un meci, totuși, de pauză sau final X, sau un gol-gol. Mă gândesc că o să marcheze și ea un meciul ăsta.